Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj a fost solicitată marți, 23 februarie, prin apel la 112, să intervină în pădurea din apropierea localității Aghireș pentru a sanarea unor elemente de muniție neexplodate. Ajunși la fața locului, pirotehniștii au identificat elemente ca fiind 84 de bucăți proiectile antiaeriană calibru 20 mm, 48 de cartușe de infanterie și o lovitură aruncător de calibru de 82 mm. Ele au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de siguranță pentru a fi distruse ulterior. Munițiile au fost descoperite de către niște muncitori care executau lucrări de amenajare și provin din al doilea război mondial. De la începutul anului și până în prezent, pirotehniștii sălăjeni au fost solicitați la numai puțin de 5 intervenții, în urma cărora a fost asanat un număr de 564 de elemente de muniție, 417 glanțe și 147 de proiectile. Pe această cale, pompierii vă recomandă respectarea regulilor de comportare pentru prevenirea accidentelor cauzate de muniții neexplodate și anume. Se interzice atingerea munițiilor cu mâna sau alte obiecte, lovirea sau mișcarea munițiilor găsite în pământ sau la suprafață, introducerea munițiilor în foc, demontarea focoaselor sau al altor părți, componente, joaca copiilor cu diferite muniții ca grenade, focoase, cartușe, proiectile sau alte elemente pirotehnice, și în ultimul rând ridicarea, transportul și introducerea munițiilor în încăperi sau locuințe, o simplă mișcare a unei muniții din poziția în care se găsește poate declanșa o explozie. Reamintim că în cazul în care descoperiți elemente de muniții neexplodate sau luați la cunoștință despre existența lor, trebuie să anunțați de urgență organele de poliție, autoritățile administrației publice locale sau Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență.